referitor la aprobarea listei de repartiție a locuințelor construite de ANL prin credit ipotecar situate în municipiul Câmpina, strada erupției numărul 1D, bloc E6, necontractate, transmise de ANL în administrarea municipiului Câmpina. Inițiator, doamna Clinciu Monica. Și domnul Pițicoi Adrian și Ioniță Daniel. Cine susține proiectul? Domnul Ioniță, vă rog. Deci, promovăm proiectul de hotărâre pentru reprezentare partizării ca urmări a proiectului din 23 noiembrie pe care l-am aprobat și a listei cuprinzând solicitările de locuințe construite de ani de credit ipotecar. În data de 6 decembrie, comisia a făcut, s-a întâlnit cu solicitanții și aceștia și-au exprimat opțiunile pentru repartizarea acestor unități locative. Ce pot să vă spun e că față de lista pe care am aprobat-o luna trecută figurează o singură persoană diferită. Persoana de poliția 7 este domnul Milea, acum, datorită faptului că domnul Petru Marian a renunțat la locuința care este zea. Motiv pentru care am inițiat acest proiect de hotărâre și solicit să aprobăm. Vă mulțumesc. Da, vă rog, discuții, amendamente. Atunci vă propun aprobării acest proiect de hotărâre, așa cum a fost eu de renunțat. Cine este pentru? Următorul proiect de hotărâre, referitor la stabilirea cuantumului chiriilor la locuințele pentru tineri construite de ANL prin credit ipotecar în municipiul Câmpina, strada erupției numărul 1D, bloc E6, necontractate, transmise de ANL în administrarea municipiului Câmpina. Inițiator, doamna Clinciu Monica, domnul Adrian Pițicoi, domnul Daniel Ioniță. Cine susține proiectul? Vă rog, Ioniță. Deci, după cum am aprobat mai devreme, acum urmează să aprobăm și chiria, nivelul chiriei. Nivelul chiriei este cel calculat conform anexei 16 norme domnului metodului ce se spune aplicarea de legea 150-98. Deci, astea sunt chiriile stabilite. Vă supun preaprobare. Vă mulțumesc. Deci, ați făcut așa, ați gândit că sunt două părești? Da, am. Aș vrea să întreb de ce așa mai în ședința trecută am mai aprobat niște chirii pe jumătate față de asta. Vă poate răspunde doamna Buda, că e aici care a calculat și legislația aplicare. Chiriile pentru locuințele cu chirie din 2013 au fost mai mici pentru că au venit de 15 ani. Deci amortizarea a fost aici era cu funcție în funcție de 2011, deci eu am aici și sunt și suprafețele mult mai mari decât. Mai sunt altele discuții? Amendamente? Atunci vă rog să supunem aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Următorul proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 137 din 27 octombrie 2016. Inițiator, domnul Frățilă. Comisia este inițiatoare, să susțin eu proiectul. Sâmbătă, începând cu ora 10, are loc o manifestare din programul manifestărilor culturale, cupa moșpețului la Alcor. Și, din fericire, aș putea spune că până miercuri, până a fost ultimul termen de scriere al copiilor la acest concurs, au scris mult mai mulți copii decât se așteptau organizatorii. În jur de 180 de copii s-au scris la acest concurs. Și este evident că nu le ajungeau banii rămași pentru această manifestare, de 2500 de lei. Și atunci am socotit necesar să mai
luăm din banii de folosit la alte manifestări, să îi trecem la această manifestare, astfel încât să le putem da copiilor niște pachete, de fiecare copil va primi câte un pachetel de la Moș Crăciun, mai consistente, în valoare de 32 de lei sau 33 de lei de copil. Asta este motivul pentru care am îndrăzut acest proiect și faptul că el a fost introdus regim de urgență, v-am explicat că nu se știa până ieri câți copii și mulțumesc. Da? Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog, cine se înscrie la cuvânt? Atunci vă supun aprobării acest proiect de hotărâre așa cum a fost el anunțat. Cine este pentru? Căci în unanimitate de hotărâre. Următorul proiect de hotărâre referitor la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare parc situat în bulevardul Carol I, cum este cunoscut la Soldat. Inițiator, domnul primar Horia Tiseanu. Este un proiect pe care dumneavoastră l-ați mai aprobat o dată, dar conform avizului tehnic de acordare de viz de strecere electrică a muntenii Anor Vesa, a fost nevoie ca proiectul pentru instalații electrice să fie modificat. Ca urmare, s-a modificat valoarea inițială a acestei sublucrări, acestei operațiuni și a lucrării totală și valoarea totală a investiției acum este 263.211 lei fără TVA. N-am aici diferența. Diferența este de câteva zeci de mii de lei. Nu știu dacă voi este raportul, dar... 5.400 de lei. 5.400. Mai puțin, 5.400 de lei. Diferență între valoarea aprobată de dumneavoastră inițial și valoare, această valoare pe care o propun acum. În rest, durata de realizare rămâne 4 luni. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, mă rog să... Dacă nu sunt alte discuții, vă supun aprobării acest proiect de hotărâre, așa cum a fost el prezentat. Cine este pentru? Divers. Și ultimul. Un alt proiect de hotărâre privind angajarea cabinetului de avocat. Elena Teodorescu să reprezinte municipiul Chișinău în fața instanțelor judecătorești competente în recursul formulat în dosarul număr 4862/105 din 2013. Inițiator, domnul primar Horia Tiseanu. Aș începe întâi să vă spun motivul pentru care am introdus acest proiect de hotărâre în urgență. Termenul recurs, adică data până la care se poate depune recursul, este 27 decembrie 2016. Deci nu am fi putut să-l mai depunem dacă am fi aprobat această votare începând ianuarie. Acum reiau puțin problema că agentul de avocat Elena Tudorescu a fost angajată de este municipiul Câmpina în fața instanțelor judecătorești competente în dosarul cu numărul 48/4682/105/2013, atunci ca obiect pretenții formate de 10 case SRL Bănești. 10 case SRL Bănești a promovat această acțiune, prin care solicită pentru realizarea lucrării Caradacii, pasajul Caradacii, o sumă suplimentară de aproximativ 8 milioane de lei. Adică înseamnă 80 de miliarde de lei. Nu e evident că nu am fost de acord cu plata acestei sume, pentru că odată lucrarea s-a realizat în totalitate și s-a plătit suma prevăzută în devizul ofertă și prevăzută în contractul de execuție. Deci s-a executat suma și s-a plătit suma integrală. În timpul executării lucrării, nu ne-a fost adus la cunoștință faptul că există eventuale cantități de materiale suplimentare
afirmație care ar fi dus, dacă era cazul, la o verificare din partea proiectantului, la o discuție de șantier, eventual la o modificare a proiectului și a devizului proiectului și de modificarea valorii proiectului. Bine, asta ar fi fost foarte grav, pentru că la proiecte cu fonduri europene, valoarea trebuie să rămână aceeași după ce se începe proiectul până se finalizează. Dar, dar nu s-a înaintat o cerere în partea SCK în acest sens. Cu toate astea, după finalizarea lucrării, CAS a venit să solicite o sumă suplimentară. S-a judecat la Tribunalul Prahova și s-a, Tribunalul Prahova a respins acțiunea SCCAST pentru că SCCAST nu avea calitate procesuală, deci erau vițiul de formă. Pentru că SCCAST a fost asociat cu Carena Impresa din Construcțiune sau ceva de genul ăsta pentru execuția lucrării. Iar el a promovat lucrarea singur. Deci au promovat o lucrare greșit, cu o cantitate greșită și tribunalul a respins. În recursul, apelul pronunțat de Curtea de Apel Ploiești, după apelul promovat de către CAST, Curtea de Apel a admis apelul să declarat de SCCAST, a fost anulată sentința tribunalului și cauza a fost trimisă spre rejudecare la Tribunalul Prahova. Dreptul de recurs este de 15 zile și noi ni se pare sau noi suntem convinși că nu trebuie să se mai rejudece pentru că lucrurile sunt foarte clar. Așa credem noi. De aceea noi am propus să transmitem un recurs, nu? Nu că nu sunt avocat, un recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Ploiești și am propus o acasă de Domnul Tăderescu, care ne-a reprezentat în această cauză de la început, care cunoaște foarte bine toate fazele procesuale. Recursul se va promova și soluțional la Înalta Curte de Casație și Justiție. Am cerut o ofertă doamnei avocat Tăderescu pentru a ne reprezenta. Maria a venit o ofertă, înțeleg că nu am datele, care este aceeași cu suma pe care i-am atribuit-o și în momentul judecății la Curtea de Apel și la Tribunal. Cam asta este. Și bineînțeles că la final ne apărăm bugetul și împotriva unei solicitări care nu mi se pare nejustificat. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă, vă rog, domnul Dragoș. Legea achizițiilor publice ne permite să facem o negociere directă cu un avocat? Și cine a stabilit și a acceptat cuantumul de 10.000 de lei? Nu aștept răspuns, pentru asta eu mă abțin la acest proiect de hotărâre. Sincer să fiu, mă abțin pentru că avem birou juridic cu oameni cu responsabilitate care ne pot reprezenta și nu votez acest proiect pentru că, sincer să fiu, nu vreau să răspund material. Vă mulțumesc, nu vreau niciun răspuns. Aș mai pune o întrebare la care iar nu vreau răspuns. În speța respectivă, câți bani s-au cheltuit? Da. Nu 100, nu 10.000 de ron, suma a fost mult mai mare, a fost undeva spre 48 odată și încă 20 odată. Deci undeva la 70.000 de ron. Da, vă rog, alte luări de poziție, alte întrebări, da, pe speța asta. Alte discuții? Așa. Da. În primul rând, dacă juriștii noștri ar fi considerat că propunerea nu este legală, nu aș fi promovat acest proiect de hotărâre. În al doilea rând, nu cred că este cineva în sală de la Compactul de Achiziții Publice, dar știu că și în alte dăți Consiliul Local a aprobat angajarea unui avocat.
doamna Tudorescu acum, alt avocat mai de mult. Și în cea mai mare parte a cazurilor am câștigat cu prin acțiunea acestor avocați niște sentințe judecătorești. În al treilea rând, această direcție juridică, serviciul juridic de care vorbește domnul consilier Dragomir, în acest moment este formată din un angajat, Monica Voicu, care este prezentă în sală. Dacă dumneavoastră credeți că Monica Voicu se poate ocupa de toate cauzele în care trebuie să intre primăria municipiului Câmpina, inclusiv această cauză care va merge la Curtea Curții de Casație și Justiție, sau în cel mai rău caz la tribunal, eu mă îndoiesc că poate să o facă în timp util. De aceea am și propus această soluție. Dacă nu sunteți de acord, aveți tot dreptul să o faceți și atunci vă merge înainte cu doamna Monica Voicu și nu sunt doamna Tudorescu. Da, domnul Dragomir, vă rog. Deci am spus din punctul meu de vedere, Voicu n-a fost discutat la partid că nici înaintat astă seară. Însă, mi se pare că problema numărul unu a juriștilor din primărie e aceasta, indiferent de câte probleme ar avea serviciul juridic. Și mai pun o întrebare. Anton este suspendat? Există document în primărie? Nu există document. Nu este suspendat la oraș, este în concediu medical. Mulțumesc. Da, alte discuții? Vreau să întreb pe consilier Dragomir dacă în cazul unui eșec și la sumă, în cazul în care doamna voi, cine care probabil are multe și probabil, nu știu, pentru alta curte, o fi mai greu. Se pierde acest proces și noi o să plătim la cast 8 milioane de lei. Credeți că e vreo problemă pentru buget sau ceva? Domnul Dragomir, v-ați luat acest risc? Doamna Albu, vă rog. Când terminați... Am terminat. Da, vă rog, domnul Dragomir. Este primul și ultimul eșec, doamnă? Am mai avut avocat și am pierdut. S-a discutat ceva în Consiliu despre faptul că s-au pierdut acțiuni, deși am plătit alți avocați? Și în situația în care se pierde, dumneavoastră vorbiți de eșecul primăriei, dar eu vorbesc acum de eșecul avocatului, atunci ce se întâmplă? Că nu-mi place cum o puneți. Dar eu am spus, pentru că știu și cunosc legea achizițiilor publice, pentru că știu că pentru orice lucru se face referat, se justifică, se face selecții de oferte, se face tot, am întrebat cum a fost selectat și cum a fost acceptată acea sumă. Pentru că în situația în care nu vreau să-l acuz pe domnul primar, doamne ferește cu ceva, dar în situația în care se întâmplă ceva în urma controlului de la Curtea de Conturi sau din altă parte, domnul primar o să spună Consiliul Local a aprobat. Consiliul Local e cel care votează. Și răspunsul ăsta l-am mai auzit și altă dată, nu eu, ci Consiliul Local. Mulțumesc. Da, da, eu mai vreau să vă spun că acest proiect, pasajul care a dat și probabil că a fost cumva, hai să nu zic blestemat, a stărit prea multe nemulțumiri și pasiuni și din partea unor câmpineni și din partea Ministerului Dezvoltării și din alte părți, astfel încât și acum am primit, acum vreo două luni de zile, o notă de corecție de vreo 100.000 de lei, poate v-am mai spus despre ea, prin care mi se spune că n-am făcut niște achiziții publice sau n-am prins niște lucrări în proiect inițial în 2011-2010 și s-au trezit ei acum că trebuia să le prindem. Vă dau un caz. În timpul construcției pasajului Caradacei, atunci când s-a scăpat pentru pile, pentru picioarele podului, s-au descoperit vreo trei conducte necunoscute. Două cunoscute și una necunoscută. Conductele acelea a trebuit să fie mutate, da? Transferate în altă parte ca să realizezi piciorul podului. Nu? Erau niște lucrări
care puteau fi cunoscute, pentru că nimeni nu știa că sunt acele conducte, pentru că, din păcate, deținătorii de rețele nu cunosc trasele tuturor rețelor pe care dumnealor le administrează. Asta e adevărul. Totuși a trebuit să fie schimbată o conductă de apă de la Breaza, o conductă de gaze, un cablu electric și așa mai departe. S-au mutat. Lucrări neprevăzute, le-am realizat cu niște firme, printre alte, cum să zic eu, acuzații, să zic așa, de chirimări care s-au adus, a spus, de ce n-ați prins lucrările astea în proiectul inițial? Cum putea să le prindă dacă noi nu știam că acele lucrări sunt acolo? Da. 100 și ceva de mii o corecție din vreo 6 bucățele adunate. Nu va veni la dumneavoastră să vă rog să aprobați acțiunea doamnei Teodorescu în acest proces. Bineînțeles că mergem cu direcția noastră juridică pentru multe alte procese de mai mică amploare. Totuși, în acest proces de mare amploare, am considerat că Martinez este persoana care cunoaște cel mai bine aceste probleme. Și în care știu că, vă mai amintesc acum, încă o dată, să nu se gândă că am vreo pasiune pentru doamna Teodorescu. Doamna avocatul Teodorescu a câștigat un proces pentru primărie, Consiliul Local, la Înalta Curte de Casație, pentru o corecție care mi s-a aplicat de 1,3 milioane de lei, adică de 13 miliarde. Și am câștigat acel proces după nu știu câte faze și a fost o mare bucurie pentru noi. Cam acestea sunt motive. Dacă dumneavoastră totuși nu considerați că e bine, nu e nicio problemă, merge în poziția juridică a primăriei, formată în poate din comunica voastră în acest moment. Da, domnul Frățile. Este foarte bine să ne reprezinte un profesionist în dumneavoastră de proces, pentru că eu vă sunt o mare rebalințare. Ne mai discutăm despre alte lucruri, dar eu am o întrebare, m-am întrebat în stânga, am întrebat în stânga, am întrebat de colegi, domnul secretar și mai ales domnul jurist al Consiliului Local, care trebuie să ne dați un răspuns. Trebuie selecție de oferte pentru această sumă sau nu? Achiziția publică trebuie ridicată în SEAP. Și a spus că nu pretinde răspunsul. Atunci nu am răspunsul. Deci nu trebuie, pentru că avocatul poți să-l angajezi fără această procedură mai nouă a selecției de oferte. Gândiți-vă și la timp. Dacă era ceea ce domnul primar a precizat urgența acestui proiect. Da, în sfârșit. Dacă mai sunt alte discuții. Da. Nu există eșertie. Propunerea mea este clar că trebuie un specialist pe problemă de domeniul sfârșitului, dar pentru că are experiență, mai ales că a fost într-un dosar, știu ce înseamnă un dosar de instanță. Însă, propunerea mea este să se plătească acest onorar la câștig. Da. Dacă mai sunt discuții, dacă mai sunt alte discuții, mă rog să vă pronunțați. Dacă nu, să înțeleg atunci să vă supun aprobării. Da, spune. Mai sunt probleme ceva de discutat, spuneți. Vă rog. Nu poate. Vă rog. Nu putem ca suma aceasta care sunt datora să fie puțin mai mică și să se asigure un onorariu de succes mai substanțial, în felul acesta avem garanția și interesul deosebit al avocat. Da, vreau să lămuresc un lucru. Nu poți să dai unui avocat onorariu de succes pentru o fază procesuală. Noi aici vorbim despre recurs. Da? Nu poți să-i dai onorariu de succes dacă îți câștigă recursul. Se dă onorariu de succes, se stabilește nu la început pentru toate fazele procesuale. Dacă mi-ai câștigat până la sfârșit, îți dau onorariu de succes. Dar nu dacă îmi câștigi o bucățică din dosar. Deci, chestia cu onorariul de succes în recurs este exclusă. Onorariul trebuie să fie fix, acum asupra cuantumului și oportunității, dumneavoastră votați cum puteți.
Da, dacă mai sunt alte discuții pe marginea acestui proiect, în acest caz vă supun în aprobării acest proiect așa cum a fost el enunțat de către domnul inițiator, domnul primarul Iartisan. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este trecut proiectul de hotărâre. Și ultimul punct al ordinii, da, domnul, deci pentru întrebări, interpelări diverse, da? Diverse, da. Da, nu mai vrei să scriu ordinea asta, domnul Bondoc. Și eu vreau, domnul. Da, domnul Frățirea? Da. A cineva? Da. Da, cineva? Da. Mai sunt alte înscriri la ultimul punct al ordinii de zi? Deci, domnul Codor, vă rog. Din motive personale, doresc să nu mai fac parte din comisia de reparații unități de învățământ. Vă mulțumesc. De ce? Nu, așteptați domnul Minea. E legat de lucrează după domnul Petrescu. Domnul Frăzie.